Ioana Brunsils, doamnelor și domnilor, candidata partidului PPUSL pentru Senatul României, a fost printre primii politicieni care s-au prezentat la secțiile de votare și spune că a votat pentru o Românie mai bună, pentru ca tinerii să nu mai plece din țară și pentru ca niciun copil să nu mai meargă flămând la culcare. Iată declarațiile. Am votat în primul și în primul rând, ținând cont de ziua frumoasă de astăzi și atât de specială pentru poporul nostru și pentru sufletul nostru, am votat pentru credință în România, pentru credință în țara noastră, pentru credință în bunul Dumnezeu, pentru credință că în sfârșit, după 30 de ani, poate ajungem să avem și noi politicieni buni, demni, patrioți, oameni dedicați oamenilor care să facă cu adevărat ceva pentru țara noastră. Am votat pentru că eu una nu mai accept ca în România să existe în continuare sute de mii de copilași care merg la culcare flămânzi și care în această dimineață de Sfântul Nicolae probabil că nu au găsit nimic în ghetuțele lor. Am votat pentru că tinerii din România pleacă în continuare și nu cred în viitorul lor în această țară și am votat pentru că vârstnicii noștri sunt umiliți lună de lună atunci când li se dă o pensie. După 30 de ani de la Revoluție, românii noștri merită cu adevărat o viață mai bună.